Bombardierul Pascu s-a luptat cu un tort după victoria dulce din Cușcă. Tortul i-a picat greu lui Pascu, care și-a găsit nașul la Scandenberg. La AS.ro Live cu Oprișan, bombardierul Pascu a sărbătorit cu tort personalizat ultima victorie din Cușcă. Este imaginea... Tortul durerii, da, pentru că îl vedem pe Ion Pascu bucurându-se în față. Senzațională poza. Și adversarul, da, jos. Durerii și alb burții, că dacă stai să-l mănânci pe ăsta, pe, da, tot, sincer, aș putea să-l mănânc pe tot. Că dumne, nu mai sunt la slăbire ca să poți să faci treaba jumate, al meu jumate. Nu. Pascu și-a găsit nașul la Scandenberg într-un duel special cu mănuși de MMA. Dă-mă că nu pleacă plasma asta, ține bun. Marius Nicolae vine să-și spună poveștile fabuloase luni la AS.ro de la 10:30.